Reconfigurarea acției de transport public pe traseul gării Decebal Andrei Mureșanu Năsăudului, valoare totală 70.743.000 de lei cu TVA în execuție. Aici cea mai importantă problemă o reprezintă finalizarea pasajului din zona Decebal, la pasajului pietonal subteran. Vom încheia lucrările până la jumătatea anului. Sunt lucrări de asemenea complexe, dar suntem suficient de determinați încât să finalizăm. Așa cum am deschis circulația peste pasaj înainte de Crăciun, anul trecut, așa vom finaliza și lucrările spre bucuria tuturor concitadinilor noștri.